Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Emisiunea de promovare electorală. Astăzi îl avem invitat în studioul Capital TV pe domnul Viorel Demian, candidat ALDE pentru Consiliul Local al orașului Hatzeg. Bună ziua, domnule Viorel Demian, domnule Gelu, cum vă știe toată lumea. Bun venit în studioul Capital TV. Nu facem în acest moment nicio referire la funcția pe care încă o dețineți, ci la cea de candidat. Că dacă putem spune că, eu știu, candidatul e o funcție, e o aspirație, e o dorință. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație și mă bucur că astăzi pot să fiu în fața dumneavoastră și a telespectatorilor dumneavoastră și implicit a concetățenilor mei din orașul Hatzeg și satele aparținătoare. Cum e? Dumneavoastră nu vă simțiți dezavantajat la fotoliu cu Ghim? Că sunt unii de pe acolo, de pe la Hatzeg, care au zis că se tem să mai vină cu mine în emisiune, că îi dezavantajez, îi pun în lumină proastă. La noastră cum e? Nu, n-am simțit încă niciun ghimpe pe scaunul. N-ați simțit ghimpi? Da, nu asta era întrebarea. Întrebarea e dacă nu vă simțiți dezavantajat sau nedreptățit. Sau... Eu cred că în momentul când ți-ai asumat candidatura, trebuie să-ți asumi cu bune și rele, cu avantaj, dezavantaj și acum nu știu din ce punct de vedere o privește respectivul care v-a spus că se simte dezavantajat. Eu, dimpotrivă, am venit pentru că vreau să fac de cunoscut programa partidului ALDE și implicit ceea ce noi, consilierii, care vom ajunge din partea partidului ALDE, ce dorim să facem în colaborare cu ceilalți consilieri care vor fi. Nu știm cum va fi structura Consiliului Local al orașului Hatzeg, cei 17 consilieri, dar cred că va fi destul de colorată. Da, nu actualmente, știu dacă asta e un lucru bun sau un lucru rău. Da, vom vedea. Actualmente, cea de ultimii 4 ani și ultimii 8 ani a fost destul de compact grupul consilierilor PNL și PSD. Dar se pare că pentru 2020-2024 va fi destul de colorat. Dar vom vedea. Vom vedea și ce va ieși. Oricum, pentru mine la Hatzeg va fi un deliciu. Acolo e frăția Inelelor, nu știm cine este stăpânul Inelelor. Da, mă rog, fiecare cine, cu treaba cu lui. Haideți să vorbim despre ceea ce v-ați propus dumneavoastră să faceți. ALDE nu are în acest moment candidat pentru funcția de primar la orașul Hatzeg, are doar candidați pentru lista de consilieri. Dumneavoastră sunteți pe locul 1 pe listă, mai sunt și alți colegi de-ai dumneavoastră acolo. Înțeleg că susțineți candidatul altui partid sau... Da. Deci, așa cum puțin am mai putut face de cunoscut lucrul acesta, fiindcă era pre-campanie, nu era campanie, da. Acum am înțeles că se poate vorbi. Bineînțeles. Se poate spune cine cu cine dorește, dar noi îndemnăm sau facem de cunoscut lucrul acesta, fiindcă mi s-a întâmplat și ieri, fiind în campanie, unii din locuitorii orașului Hatzeg m-au întrebat și dumneavoastră, știind că de 16 ani am fost într-un anume partid și acum cu cine votez? Asta era foarte des întrebarea. Eu cu cine votez? Cu cine votați dumneavoastră? Cu cine votez? Și am spus, zic, votul este secret, dar automat ce eu candidez pentru o funcție de consilier de la partidul ALDE, voi vota ca atare cu partidul meu și la primar susținem candidatul PSD-ului, adică pe domnul Sorin Crai. Da, de ce susținem pe domnul Sorin Crai? Aveți vreo înțelegere pre-alegeri, în cazul în care... Deci nu în cazul în care. Toată lumea pune întrebarea asta și
parcă... Păi, e normal să s-o pună domnul, domnul Gelu, domnul candidat, că nu ați fost și viceprimar în momentul ăsta. Adică sunt în exercițiu, da, în dar exercițiu. N-am uzat și nu vreau să uzez. Nu, discutăm, că nici nu e ok. De postura aceasta. Desigur că puteam și n-am avut nicio restricție ca să nu candidez și eu pentru fotoliul de primar al orașului Hațeg. N-ar fi fost nici un impediment pentru mine și nici... Nu cred că era o problemă, cum sunteți pe lista de consilier, puteați să fiți și pe... Și permiteți-mi să fac și o remarcă acum de 8 ani de zile, fiind viceprimar, pot foarte bine să coordonez, cunosc toate problemele cu care se confruntă administrația locală și mi-ar fi fost foarte ușor și mi s-ar fi potrivit funcția aceasta, nu aveam nicio problemă. Dar, pentru că Partidul ALDE a luat cam greu ființă și nu este, hai să folosesc la un Hațeg. Termen, la Hațeg, nu este la Hațeg și nici județul Hunedoara așa o locomotivă de puternică. Cum dumneavoastră bine știți, ALDE a fost mereu afiliat și a susținut diferite guvernări și în special a susținut guvernarea PSD. Da. Poate a fost unul din motivele pentru care am ales și pe Sorin Crai, îl cunosc de foarte mult timp, l-am cunoscut ca și un locuitor al orașului Hațeg și automat acum, în ultimii ani de zile, l-am cunoscut ca și coleg în Consiliul Local și întotdeauna a fost deschis la orice proiect care s-a dus la cunoștință și niciodată n-a spus un nu pentru dezvoltarea orașului Hațeg. Și întotdeauna a fost deschis. Deci este motivul pentru care, că n-aș vrea să ocupăm spațiul nostru de emisie cu susținerea altui candidat. Aș vrea să vorbim despre noi. Dar este și acesta un motiv și au fost și alte discuții și am zis haideți să mergem împreună, dar pe liste separate la Consiliul Local, pentru că vrem sub identitatea acestui partid, ALDE. Bun, domnul Gelu, există varianta în care dacă cineva iese primar, dumneavoastră să fiți viceprimar, aveți înțelegerea asta sau, mă rog, ați discutat despre acest aspect? Deci prea mult spus. Bun, depinde de votul consilierilor locali. Înțelegere, fiindcă, cum vă spuneam, din 17 consilieri, viceprimarul se alege cu jumătate plus 1. Corect. Atunci, automat că va trebui una, două sau mai multe formațiuni politice să aibă numărul acesta de 9. Și atunci ei vor decide cine va fi viceprimar. Dar, desigur, vin din postura aceasta de viceprimar după 8 ani de zile și mi-aș dori să pot să lucrez în continuare cu primarul Sorin Crai. Dacă va ieși el. Automat, urma să subliniez lucrul acesta, dacă va ieși. Și cred că voi fi folositor pentru el, sau hai să punem și partea aceea care e mai puțin plăcută pentru mine acum, și dacă nu va fi și altul, cred că voi putea fi de folositor pentru orașul Hațeg și pentru locuitori. Da, de fiindcă ce să vehiculează ideea să continuăm. Așa. Chiar am văzut din partea unui partid, chiar dacă au fost inițiate și demarate proiecte de altcineva sau de alte formațiuni politice, să le continuăm. Asta e ușor cu două secunde, vă întrerup. Vreau să facem o emisiune dinamică și nu una statică. Mie mi se sunt pare... deschis la... Da, e adevărat că dialogul dumneavoastră. Orice primar vine, dacă are proiecte în implementare, adică, na, care au început, licitații făcute, studii făcute, studii de fezabilitate, contracte aflate la finanțare, oamenii nu prea știu cu ce se mănâncă chestia asta. Este normal să le continue, pentru că, până la urmă, e obligat, adică o licitație făcută pe un UAT, Unitatea Administrativ Teritorială, respectiv pe o primărie, aia nu se mai anulează că au fost alegeri și s-a schimbat primarul și așa mai departe. Dar, și cu asta închei, este foarte ușor pentru noi să vină zic, continuăm proiectele. Bă, nene, pe mine nu mă interesează că tu continui proiectele și asta vorbesc nu pentru dumneavoastră, ci pentru alții.
Pe mine mă interesează, pe lângă faptul că vrei să continui proiectele și ce vrei să faci, că doar nu te pun primar să-i continui proiectele lui ăla care nu mai vrea sau nu mai iese. Deci asta este de la sine înțeles. Da, dumneavoastră puteți vorbi de faptul că doriți să vă continuați proiectele dintr-o eventuală postură de viceprimar. Sau automat ca și consilier. Sau ca și consilier local. Fiindcă le cunosc și am fost acolo. Deci este impropriu spus că vom continua proiectele. Aceste proiecte trebuie să se deruleze. Că nu sunt pentru un partid. Nu le oprești tu, că așa vor mușchi tăi. Nu se pot opri. Din potrivă, va trebui pus umărul și muncit, că sunt unele proiecte, cel puțin vorbesc de două proiecte, care sunt la limită și termenul de execuție se apropie de final. Deși se va cere pentru ambele proiecte la care mă refer, anvelopatea blocurilor și reabilitarea sau eficientizarea termică a Spitalului Orășenesc Hațeg, se va cere o prelungire a termenului de execuție, dar va trebui următoarea echipă care se va forma, primar, viceprimar, Consiliul Local, va trebui să muncească, fiindcă aceste proiecte trebuie să se implementeze și sunt în folosul comunității. În special vorbim despre proiectul de la spital, care deservește nu numai orașul Hațeg, deservește, putem să-i spunem, spital regional, că toată zona, regiunea, țara Hațegului, cum vrea să-i spunem, toate comunele vin și locuitorii comunelor vin la spitalul Hațeg. Și atunci va trebui. Nu că vom continua, că uite ce generoși suntem noi că vom continua. Da, ce serviciu facem. Nu trebuie. Eu, cum vă spuneam, am venit în 2012 și au fost și atunci unele proiecte demarate sau altele erau studiu de fezabilitate, chiar PT-ul făcut și nu s-au scris numele că e alucutare sau locutare. Administrația respectivă trebuie să-și facă treaba și continuă. Mergi la serviciu, iei un salariu, ești plătit și îți faci treaba pentru funcția în care ești investit, ai depus chiar un jurământ, cum bine știți, corect. Va trebui să continue. Deci asta nu putem să spunem că sunt foarte generoși cei care candidează și ei vor continua. Eu, cum spuneam și subliniez și cu riscul că mă repet, dar chiar vis-a-vis de proiectul eficientizarea termică a Spitalului Orășenesc Hațeg, va trebui, cred că, mai multă implicare și apropiere, primul cu constructorul și cu echipa care lucrează acolo, ca să se implementeze și nu cumva să ne trezim cu corecții, fiindcă astea se vor răstrânge asupra... Corecții financiare. Da, corecții financiare care se vor da în cazul că nu se va finaliza proiectul, dar sperăm să nu se ajungă acolo. Ar fi posibil? Sperăm să nu se ajungă acolo. Ar fi posibil? Dacă nu se respectă termenii și deja nu se implementează. Deja un termen nu s-a respectat, nu? Sunt încă în termen. Termenul este 30 octombrie și se va cere prelungire. Deci constructorul spune că se va încadra în termenul ăsta. Dar pentru o siguranță, chiar săptămâna trecută eu am vorbit la ADR Vest referitor la asta. Au sunat de acolo și nu era domnul primar, m-au contactat și am discutat referitor la proiectele care le avem în derulare, la termeni, la cereri de plată, la absorpție. Adică dacă până acum spuneau că nu sunt bani, vreau să vă spun că sunt bani, dar este destul de anevoios absorpția și merge destul de greu. Și ei chiar au toată deschiderea și disponibilitatea de a ajuta cât mai repede să finalizeze proiectele începute. Da, asta este foarte bine. Bun. Și doriți un nou mandat de consilier local. Ce v-ați propune dumneavoastră pe lângă faptul că probabil că veți ajunge consilier local, acum viceprimar nu știu, dar o să vedeți. Vă doresc succes, succes pe care îl doresc tuturor celor care vin în studio. Programe, domnul Demian, pentru Hațeg. Da, la ceea ce urmează să vă spun, chiar m-am gândit, dar ca și orice gospodar, că și administrația locală trebuie privită ca și o gospodărie, la un nivel mai mare,
Noi ne-am axat în cei 4, respectiv 8 ani de zile, foarte mult pe infrastructură. Încă mai este de făcut. Nu putem să spunem, chiar este jenant, să spun așa, pentru unii din locuitorii orașului Hații, care la ora actuală merg acasă prin noroi, nu au apă curentă, nu au canalizare, nu au gaz. Unde este? În orașul Hațeg sunt, dacă cunoașteți, chiar toate strada 1 Mai. Este o stradă foarte lungă și din ea se ramifică alte câteva străzi, unele unde sunt acum în dezvoltare. Zonă? Este zona de la vis-a-vis de Penny, în spatele lui Penny, deci aici până la liziera pădurii. Deci unde s-a construit cartierul acela nou? E un cartier, nu mai este nou, că este destul de vechi, dar se construiesc case, mereu sunt date autorizații de construcție pentru cei care vor să construiască. Acolo a început un studiu de fezabilitate, un master plan APA Produ. Dom'le, ziceți de utilități de astea, dar eu știu o stradă în orașul Hațeg pe care s-au tras foarte repede utilitățile și s-a modernizat destul de repede. Nu vă spun eu numele ei, vreau să văd dacă vă dați singur seama. Și curentul, și canalizarea, și apa. Au fost necesare și sunt necesare. Ba, gurile rele zic că erau destinate pentru altcineva. Vedeți, în calitate de viceprimar s-ar putea să știți mai multe. Da, da, dați-mi voie să vă spun doar așa puțin, cum a spus și dumneavoastră. Și în urmă cu 8 ani de zile, în acea zonă, cineva și-a făcut o casă și până în dreptul proprietății s-a făcut și asfalt și apă. Vorbesc de acum, dar a fost pentru binele tuturor celor din zonă. E bine când se face. Deci e nu vreți să dați cu piatra? Nu, nu. Adică, haideți să fim sinceri, nu era necesar nu să știu, eu v-am era necesar pentru că este vedem. O stradă în dezvoltare, zona aceea, în dezvoltarea orașului Hațeg, în extinderea planului urbanistic a orașului Hațeg și atunci e bine că s-a făcut și se face acolo și apă și curent și gaz și așa mai departe. Dar ce e dureros că nu s-a putut face peste tot. Dacă vă aduceți aminte, cred că în prima emisiune, fiind întrebat tot de dumneavoastră ce-mi doresc pentru orașul Hațeg, și am sublineat atunci și asta cu fermitate, indiferent de ce poziție voi ocupa în următorii 4 ani în administrația publică locală, îmi voi dori lucrul acesta și cred că se va finaliza ca toate străzile din orașul Hațeg, și când spun toate, vorbesc și de satele aparținătoare, să aibă utilități. Și le-am enumerat adineoră, sunt cele de strictă necesitate pentru fiecare locuitor. Și este umilitor în 2020 încă să nu avem ceea ce este de strictă necesitate pentru viața de fiecare zi. Aveți dreptate, dar de ce nu s-au făcut străzile alea? N-au fost bani, n-a fost proiect, ce n-a fost? Exact. N-au fost, au lipsit la fiecare și până la urma urmei totul ne raportăm la buget. Și cum ar putea fi făcute de acum înainte? Deci sunt două piste, să nu vorbim și de a treia. Deci poate și nu cu siguranță că știți dumneavoastră și poate mulți dintre telespectatorii dumneavoastră știu că a fost acea ordonanță 28, fonduri guvernamentale. Da. Și pe OG28, la care asupra căruia s-a revenit, s-a tot revenit, în ultimii 4 ani s-au dat foarte mulți bani și foarte multe proiecte. Vreau să vă spun că Hațegu, în urmă cu 3 ani de zile, am depus 4 proiecte, am fost poate puțin reticenți și am zis dacă ni se aprobă astea. Și toate 4 s-au aprobat și au fost implementate. Deci este primul pas care trebuie administrația următoare să-l facă. Să depună proiecte, să facă studii, cel puțin SF-uri, și să le depună la Ministerul Dezvoltării pentru lucrul acesta. Al doilea pas, se vor deschide linii de finanțare, deși, vorbind cu cei de la ADR, încă nu știu exact ce va fi, dar spuneau că totuși au fost 2 sesiuni mari deschise, preaderare și aderare, în care s-au dat mulți bani pentru infrastructură. Nu știau la ce condiții vor fi
supuse administrațiile locale ca să se califice pentru următoarea sesiune, dar vor fi încă pe bani pentru infrastructură. Bun, și a treia? Da, vorbeam de cele trei variante care sunt pentru administrația locală și a treia ar fi bugetul local, care n-ar fi de dorit atât când, s-ar putea. Da, e cea mai mică, dar se poate face. Așa cum noi am mai încercat și s-au făcut și de pe bugetul local lucrări. Bună ora, acum dacă cunoașteți Ațegu, știți că este acel parc din imediat vecinătatea primăriei, da. Parcul pompierilor, parcul copiilor, cum da, se spune, așa. Se reabilitează pe bugetul propriu. Că a fost, și aici a fost o linie de finanțare, dar nu ne-am putut încadra, fiindcă cerințele erau prea mari, trebuia prea suprafața mai mare și la noi a fost mai mică și bună oră am găsit soluția să îl reabilităm din banii proprii, din bugetul local. Bun, acum o să vină poate actualul primar care nu mai candidează și o să zică, ce faci mă, Gelu? Păi eu sunt primar, tu ești viceprimar, eu am hotărât împreună cu Consiliul Local, că a fost ideea mea să facem pe buget propriu. Zic și eu. Nu cred că va spune lucrul acesta. Noi am lucrat împreună ca și echipă și întotdeauna, chiar dacă unele sau cele mai multe au fost propunerile primarului, dar votul a avut Consiliul Local. Și dacă bine ne amintesc, chiar susțineam acest proiect când a fost și unii din colegii noștri au pus diferite întrebări și pertinente întrebări vis-a-vis de ce va fi în parc, cum va fi mobilat parcul, vis-a-vis de finanțare. Alții au spus că e prea mare, alții au spus că e prea mică. Desigur că s-a venit în fața Consiliului Local cu un deviz și s-a adjudecat licitația mult mai jos decât a fost estimat de proiectant. Așa că chiar s-a făcut o economie. Bun, eu vreau să... Bine, nu, miliardă nu e nici mult, nu e nici puțin. Nu este, e o sumă. E vorba de vreo 4 miliarde. Ah, deci nu e 9, e 4, că așa știam că e 9. Parcul. Lucrările sunt de 900 de mii, dar a fost la 1.400.000 de mii estimat. Păi bun, dar până la urmă totuși 900 de mii înseamnă 9 miliarde. Pentru... Nu, spuneam că sub... Da, sub... Păi acum o fi venit omul cu o ofertă mai mică ca să câștige și el licitație. Fiecare, curios ce o să constructorii facă de, da. Își calculează la maxim sau la minim. Sunt curios ce o să facă de 9 miliarde acolo în parc. Am văzut că deocamdată s-au scos dalele, nu prea am înțeles de ce. Dar rămâne de văzut. Se reașează aleile, trotuarele, trebuia locurile de joc. Asta este o cu totul și cu totul altă poveste. Domnule Damian, spuneți-mi, vă rog frumos, cum funcționează administrația asta publică locală? Că la un moment dat îmi spuneați la începutul emisiunii și la începutul promovării dumneavoastră electorale că vom avea parte de un consiliu foarte colorat, de un consiliu politic. Local foarte colorat politic la Ațeg. Acolo eu am botezat ceea ce se întâmplă frăția inelelor. Mai în glumă, mai în serios. Pentru că sunt trei partide care zic că își vor da mâna și vor lucra în echipă și mie îmi vine să râd când aud chestia asta. Nu pentru faptul că vor să lucreze în echipă, ci pentru că își imaginează că un consilier local poate să mute Marea Roșie în locul Mării Negre și invers. Cum funcționează? Ca om cu experiență, adică ce poate să facă atâta ca și frăția inelelor un consilier local cu echipa lui și cu toate astea? Dar sincer, vă rog să fiți cu mine. Sincer, și uite, îmi vine în minte acum chiar un exemplu așa, o vorbă din popor. Da. Deci că atunci când sunt două moși, copilul moare nemoșit. A, două moșe. Două moșe. Da. Două moșe. Probabil să se întâmple lucrul acesta. Cum spuneți dumneavoastră, și eu am discutat și cu unii și cu alții din diferite tabere politice, să le spunem așa, și au spus vrem să-l susținem pe candidatul X, credem că vom câștiga și vom vedea ce vom face. Nu știu ce vor face, vor vedea, fiindcă toți acei care sunt reprezentativi sau vocile din partidele respective, și hai să fim realiști, cam primii puși pe listă, da. Și se gândesc care vor intra,
cu mici excepții, sunt noi veniți în administrație. Ca unul care am lucrat și în domeniul privat și acum în administrație. Dar e la fel domeniul privat cu administrația publică. Este mare diferență. Deci hai să lămurim chestia diferență. Asta din punctul meu. Eu întotdeauna am spus, deci, domnule, lasă-mă cu am experiență în mediul privat, nu știu ce. Eu întotdeauna am spus, domnule, mediul privat e cu totul și cu totul altceva decât administrația. În mediul privat am, de exemplu, am 2 lei și spun, domnule, ăștia 2 lei am surplus. Am făcut economie pe profit. Mâine investesc aici. Și mâine, în mediul privat, poți să investești. În administrație, când nu ai profit, dar ai resurse, ai dividende, ai primit, s-a închis ai anul impozite, fiscal, taxe, impozite, ai, sunt diferite surse de finanțare și ai un surplus când ai terminat. Eu zic că în cel mai fericit caz, depinde de ce investiție, între 3 și 6 luni de zile trebuie să implementezi ceea ce ți-ai propus, să rezolvi problema respectivă. Pentru că așa sunt toate fazele. Trebuie să îți propui, trebuie să faci aparatul de specialitate care trebuie să facă referate și toate astea, cu toate astea trebuie să vii în fața Consiliului Local, pentru că ei sunt cei care decid. Și vii într-o lună cu o parte, cu ceea ce ți-ai propus, vii pe urmă cu bugetul, sunt linii bugetare diferite, dintr-o faci rectificări, sunt primele 6 luni ale anului, când nu poți să faci nimica. Nu poți să faci. Urmează pachetul celălalt de 3 luni când se pot face virări de la un capitol la celălalt capitol. Rectificări și virări. Și pe urmă sunt ultimele 2 luni de zile când nu mai poți face nimic. Deci chiar dacă ai avut bani, ești legat. Și până nu trece cel puțin un ciclu din acesta să înțelegi cum funcționează un buget local și o administrație locală, degeaba spui că vin și fac imediat ce ajungem acolo. Nu poți să faci. Asta am văzut și la nivel local, am văzut și la nivel central și chiar european. I-am auzit pe unii din candidații noștri, intenții bune, dorințe bune, dar n-au putut să facă imediat ce au ajuns acolo să schimbe lumea pe dos. Nu s-au putut. Și atunci, din punctul nostru de vedere, Hațăganii, ce ar trebui să facă sau să creadă? Dacă aș spune... Acum pot să spun, da, absolut, să voteze oameni care au fost și care știu și care, din punctul meu de vedere, au fost și încă sunt pe liste ca să rămână în continuare, să continue, cred că nu ar face o greșeală și, dimpotrivă, niciun păcat. Așa că, de ce am venit în emisiunile la dumneavoastră și stau în fața cetățenilor și merg în fiecare zi pe străzi, dimineața pe la lucrările care le avem și mă întâlnesc cu oameni începând când ies din primărie și până ce mă întorc și după masa pe diferite zone geografice și satele aparținătoare, să le spun oamenilor că vreau să continui și sunt parte din unele proiecte și vreau să le continuăm și ca atare le cer și votul. Și de data aceasta le cer votul pentru lista de consilieri ALDE și nu numai. Următoarea întrebare, zice, bine, și n-aveți candidat la primărie? Nu, noi susținem pe candidatul Cutare, candidatul PSD-ului Sorin Crai. Și desigur că asta se răsfrânge și la nivel de Consiliul Județean, pentru că avem nevoie de continuitatea aceasta. Așa, după cum bine știți, deja s-a făcut și calendarul electoral pentru alegerile parlamentare și sperăm să continue lanțul acesta, Consiliul Local, Consiliul Județean și guvern. Atunci va fi mai ușor. Nu pot să dau vina, chiar astăzi fiind cineva la mine în birou discutând despre proiecte și investiții, și nu putem să dăm vina că vreun guvern a fost rău intenționat. Și putem să spunem că au fost unii mai silitori și alții mai indiferenți. Dar nu că au fost rău intenționat, fiindcă am fost la Ministerul Dezvoltării sau Compania Națională de Investiții, de acolo de unde vin banii și unde depui proiectele pentru investiții,
și toți au fost deschiși. Bineînțeles, dacă ești ok cu toate actele și un lucru de căpătâi, trebuie întotdeauna să fii proprietar pe ceea ce vrei să investești. Dacă în urmă cu 10 de ani se putea oricum, vreau să vă spun că acum nu se mai poate oricum. Dacă vrei să faci un trotuar, dacă vrei să faci o canalizare, dacă vrei să reabilitezi o stradă, trebuie administrația publică locală, primăria, consiliul local să fie proprietar pe acel teren unde urmează să fie făcută investiția. Și ăsta a fost un lucru foarte greu de depășit și greu de realizat. A fost o piedică în calea multor proiecte care poate ar fi fost finalizate sau ar fi fost în derulare dacă am fi fost proprietari. Nu este valabil ce nu e al meu sau al dumneavoastră, este a statului. Trebuie și statul să facă dovadă că este proprietar. Da, am înțeles lucrul ăsta. Domnule Demian, care credeți că este, sau cum simțiți starea de spirit a electoratului în Hațeg în momentul ăsta? Sunt împărțiți în tabere, tabere mari, tabere mici. Ce zice lumea? Nu pot să spun. Ați luat pulsul, oricum ați fost pe stradă. În tabere sunt cei care candidează împărțiți. Da. Normal că ei sunt tabăra lor și tabăra noastră. Lupte am și în celelalte și vorbesc de partidul din care am plecat. Am înțeles că acolo li s-a interzis așa cu aproape cu jurământ, hai să folosesc o expresie la extremă. Ce? Nu cumva să dați like-uri, să distribuiți la ceilalți candidați care nu sunt cu noi, care... Ce are, domnule, like-ul? Deci, cu din punctul ăsta de vedere, puteți spune că sunt tabere. Pot să continui ideea și urmă revenim. Dar cetățenii orașului Hațeg nu sunt împărțiți în tabere. Ei vor, și dacă vă aduceți aminte, și cu riscul că mă repet, dar în alte emisiuni ale noastre am spus și asta cred că este valabil în continuare. Cetățenii și oricare dintre noi vrem ca mâine să trăim puțin mai ușor și mai bine decât astăzi. Și atunci, mergând pe la ei și vorbind cu ei, ei vor să li se aducă un plus pentru viața de fiecare zi. Și asta, cum vorbeam adineoară, cei care nu au utilitățile, trebuie utilitățile, cei care le au deja, trebuie curățenie, întreținută curățenia, trebuie serviciile să fie la un alt nivel. Și poate că uneori a lăsat de dorit, depinde cu cine ne comparăm. Dacă ne comparăm cu un oraș, știu eu, tot din județul Hunedoara, dintr-o altă zonă geografică, spunem Hațegul este number one, numărul unu. Dacă ne comparăm cu un alt municipiu, știu eu, din centrul țării, spunem mai avem de făcut. Și asta îmi place întotdeauna să accept că mai avem de făcut și există un mai bine. Și eu cred că așa, după cum am umblat printre locuitorii orașului Hațeg, ei știu foarte bine, chiar dacă noi credem că îi lămurim acum, noi mai lămurim, știu foarte bine cu cine să voteze, pe cine să aleagă. Desigur că mai sunt și nehotărâții, asta o dau și sondajele care s-au făcut sau care se mai fac. Domnul vice, dar sperăm să avem un câștig și o victorie. Partidul ALDE împreună cu PSD-ul să putem forma majoritatea Consiliului Local. Dumnezeu. Și cu siguranță să avem și primar. Vă doresc succes! Mulțumesc! Trebuie să cred lucrul acesta, altfel nu plecam. Vă doresc succes cu sinceritate. Vă doresc succes. Vă mulțumesc și eu foarte sincer și deschis v-am spus. Am niște mesaje pe telefon primite zilele trecute. Nu o să le difuzez pe post, dar vreau să vă citesc câte, să spicuiesc din ele. Un rezumat. Un rezumat. Probabil că ideea, da, să fie aceeași la ideea toate mesajele. Ideea e destul de tristă. Și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că în momentul ăsta dumneavoastră ați avut de-a face și încă mai aveți cu administrația publică locală din Hațeg, și o să vă rog să-mi spuneți, nu dacă e adevărat sau nu, ci ce părere aveți. Mi se scrie, el există la nevoie, că un anumit candidat trimite oameni în primăria Hațeg să le rezolve problemele spunând că vine din partea lui. Amenință că dă afară. Că stă undeva în preajma primăriei și urmărește cum intră și ies angajații.
că o anumită persoană spune că în cazul în care o altă persoană iese primar, va veni consilierul lui. Că oamenii se tem, că s-a mers prin birouri să se facă ordine cu angajații. Mi se pare halucinant ce primesc aici. Că deja unele doamne vor pe postul altor doamne, vor tot felul de rocade pe acolo. Na, ce să zic? Chiar mă amuză ceea ce dumneavoastră îmi spuneți și probabil, deci nu contest. Și este făcută specificația că e trimisă de pe un cont fals, că nu poate să-mi spună cine este. Da, îmi pare rău și trebuie aveți cunoștință să de astfel de aspecte? Și referitor la conturile astea false, este jignitor. Ei, probabil nu fi avut omul curaj să-mi scrie deci, de pe contul lui. Desigur că noi, cei din ALDE, am făcut o remarcă. Dar nu, că nu se referă la dumneavoastră. Nu, domnul. Nu, dar acum vreau să vă spun. Am făcut o remarcă, cineva din partea mea a făcut o remarcă cu nume și prenume și le-a scris, iar sub un cont fals îi răspunde jignitor. Dar e plin hațăcul de conturi din astea false, din câte am văzut. Și nu știu, e o boală pe acolo. E foarte ușor de... îmi pare rău. Suferă unii de dublare de domnul acela și aș vrea să rămână în continuare la demnitatea cel puțin de om, dacă nu mai mult, să nu se coboare și să aibă tăria să spună. Eu cum am venit în fața dumneavoastră întotdeauna și am avut tăria să vă spun și să recunosc lucruri care mi-au fost mai puțin plăcute. Corect. Și mai dar mult. Nu-mi place dar, să fie numai frumos în viață. Asta sau... sunt. Am venit aici pentru că mi-am asumat candidatura pentru funcția de consilier și cam discutat, dar nu că avem înțelegeri. Aveți cunoștință, să zicem. Dar referitor și revin ce zice, aici. Zic oamenii ăștia? Deci ceea ce aveți dumneavoastră acolo mesaje și eu am auzit multe și alții deci chiar au... Deci auzit și dumneavoastră. Am auzit foarte, foarte multe din dar astea. Dar n-ați văzut. Și n-am văzut. Desigur că... Sau n-aveți vreo certitudine. De mine se ferește orice contracandidat, da? Pentru că sunt un... contracandidat, deci eu sunt candidatul ALDE, nu sunt pentru PNL, nu păi, sunt da, la, tocmai de aia, da, la Plus, acolo, nu sunt la USR, nu sunt la PMP și așa mai cu, departe. Trimite oamenii dar în primărie pot, să le rezolvăm problemele spunând că vin din partea unei anumite persoane, mi se pare aberant, deci, asta e trafic de influență. Da, n-am făcut anchete și dacă eu mai merg în diferite birouri și vorbesc cu colegii, că așa-i îmi place să mă adresez colegii din primărie, nu fac anchete de genul acesta. Și ceea ce pot să le spun acum deschis, că poate n-aș vrea să dar o fac... Dar nu era vorba de dumneavoastră, da, repet. Nu, dar vă rog, numai puțin și revin. N-aș vrea să fac într-un cadru mai restrâns să mi se impute că fac campanie politică în primărie. Dar colegii mei din primărie pot să facă diferența. Am fost împreună cu ei o lună, două, trei. Am fost, le-am înțeles... problemele, i-am ajutat în rezolvarea tuturor problemelor care le-au avut și în primul rând cele de servici și asta le-am spus. Dacă o fi să fie bine să lucrăm în continuare, știu cu cine au de-a face în continuare și vreau să fiu bine înțeles că nu voi merge prin birou să le spun votați-mă pe mine, iar pe acești colegi îi găsesc pe la casele lor, pe la apartamentele lor, îi salut acum și îndemn să voteze la Consiliul Local ALDE și pe Sorin Crai la primar și atunci vor rămâne de rușine cu acele amenințări și propagandă, știu cum au făcut-o pe ascuns sau la vedere, eu n-am făcut și nici nu o să fac. Dar nu era vorba de dumneavoastră, repet. Nu, vă înțeleg, vorbeam referitor la cei care era vorba au de făcut-o. Alți am auzit, asta pot să vă spun, nu am văzut și n-am făcut nicio anchetă cu niciun angajat, dar am auzit, ceea ce și pentru mine a fost dureros, încă nu eram membru niciunui alt partid politic, eram încă membru PNL și vicepreședinte și aveam un grup pe WhatsApp și am fost scos afară și atunci am auzit că au mai fost și alții care actualmente chiar încă sunt, lucrează în primărie, dar au rămas și eu cu ani în urmă, au fost
simpatizanți a PNL-ului și erau în acel grup și au fost scos și ei chipurile că se strecoară informații. Da, unde suntem aici la MI5? Dar tot așa de bine îmi spunea cineva care a fost așa la mai multe cercuri din astea de întâlnire cu candidații, zice, domnule, deja mă zgârie pe creier, zice același Luzincă, sunt cutare, candidez la funcția de cutare, vă rog să mă alegeți. Deja este obositor pentru unii și chiar penibil. Dar, cum v-am spus, am venit aici să spun despre ceea ce am făcut, despre ceea ce vreau să fac în continuare în postura de consilier local, în primul rând. Și pe urmă vom vedea pentru viitor, după 28 septembrie, cum se vor așeza lucrurile. Bun, ne apropiem cu pași mari de finalul emisiunii. O să vă rog să profitați de ceea ce a mai rămas din ea pentru a vă prezenta proiectele pentru următorii 4 ani, în cazul în care ați omis ceva sau considerat că trebuie să le mai spuneți hațeganilor ceva. Dragi hațegani și locuitorii ai satelor aparținătoare, Nălați, Silvașul de Jos și Silvașul de Sus, poate n-ați avut timp și răbdare să ascultați toată emisiunea. Vă spun eu că am avut. Dar în concluzie și în încheierea acestei intervenții mele care a fost astăzi, vreau să vă asigur de toată buna credința mea că ceea ce am promis mă voi ține de cuvânt și mă voi zbate din orice postură ca să se ducă la finalitate și la implementare. Silvașul de Jos are nevoie de reabilitarea căminului cultural, Silvașul de Sus la fel are nevoie, Nălațul a început să se dezvolte puțin cu un cartier unde s-au făcut câteva case frumoase, e nevoie și acolo de utilități, orașul Hațeg are nevoie de o bază de agrement, să-i spunem așa, că despre care tot am vorbit și nu s-a întâmplat nimica și nu în ultimul rând, poate mai important pentru locuitorii orașului Hațeg, avem nevoie de investitori serioși pe termen lung. Și credem că din noua echipă, și indiferent de ce coloratură politică vor fi, să fim mai aplecați pe problema aceasta și să colaborăm cu mai multe firme, chiar dacă sunt multinaționale, ar fi de preferat să fie cu capital românesc, dar chiar dacă sunt cu capital străin, să atragem înspre orașul Hațeg. Orașul Hațeg este cunoscut din punct de vedere turistic, dar haideți să facem așa cum era pe vremuri și Hațegul avea un brand, să mai aducem și din nou un brand pentru orașul Hațeg și cred că se va putea face lucrul acesta. O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi, că nu mă lasă inima să nu vă pun. E corect, din punctul dumneavoastră de vedere, ce s-a întâmplat la Hațe cu foștii membrii PNL, cu mulți dintre foștii membrii PNL? Am spus, cred că în prima emisiune și pe unii i-am deranjat, dar îmi cer scuze dacă i-am deranjat, dar trebuie să repet din nou. PNL-ul nu mai prea există la Hațeg. Și există un grup care s-au strâns, oameni de bună credință în jurul Partidului Național, dar oameni care să respecte și să aibă în suflet acea, știu eu, flacără a PNL-ului, sunt mai puțini. Astăzi chiar am fost întrebat, și eu sunt întrebat și poate nu este confortabil întrebarea, dar zice, nu mai ești la PNL? Și am zis, voi rămâne cu orientări. Și întotdeauna am avut orientările acestea liberale, dar cred că eu am avut și datorită poate religiei care o am și n-am ascuns-o niciodată și sunt un practicant a religiei penticostale, am avut și latura aceasta socială și întotdeauna am vrut să le îmbin. Și poate acum și aderarea mea la ALDE și puțină asociere cu PSD-ul mă ajută mai mult să dezvolt și să vin... Sau...
Poftim? Întrebarea era dacă e corect ce s-a întâmplat sau nu. Deci, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, cred că a fost ușor de înțeles că nu este corect și n-a fost moral și n-a fost corect, n-a fost bine și nu este de dorit să se mai întâmple nici unde, în nicio altă organizație. Dar dacă s-a întâmplat așa că cineva și-a vrut cu orice chip și cu orice preț să candideze, iată că și-a găsit locul la PNL. Nu și-l-a găsit la USR, nu și-l-a găsit la ALDE și poate și asta a fost un motiv, a văzut că nu am tânjit să candidez neapărat și să le dau un răspuns, că astăzi mi-a spus un primar din țara Hațegului, la care nu-i dau numele, că zice, dar am auzit că cu orice chip ai vrut numai primar. Zic, dacă aș fi vrut cu orice chip să candidez ca și primar, eram și eu pe afișe, dar observați că nu am vrut cu orice chip, ca și cum mai sunt poate unul sau doi candidați care în sinea lor sunt conștienți că nu vor câștiga, dar candidează. Am înțeles. Domnule Gelu, mie așa mi-e să vă zic. Mulțumesc. Domnule Gelu. E mai familiar și mai aproape. Așa vă cunosc. Viorel Demian, candidat ALDE pentru Consiliul Local Hațeg. Vă dorim succes încă o dată. Mulțumesc și încă o dată dați-mi voie să invit, pe hațegani să voteze ALDE la Consiliul Local și Sorin Crai pentru primărie. Și de asemenea Consiliul Județean ALDE și pe domnul Laurențiu Nistor ca și președinte a Consiliului Județean. Multă sănătate și Doamne ajută! Stimați respectatori, vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Vă dorim numai bine!